Noi oamenii ne-am născut din iubirea lui Dumnezeu. El ne dă viață, El ne îndrumă viața și o ia atunci când consideră a fi momentul potrivit. De multe ori însă, noi credem din păcate că putem păcăli moartea, fugind aiurea în sus sau în jos. De cele mai multe ori, omul se comportă copilărește față de întâlnirea inevitabilă cu moartea și frica de a da mâna cu veșnicia îi descoperă nimicnicia și neputința. O străveche legendă arabă istorisește trista poveste a ienicerului sultanului din Bagdad. Într-o zi, tânărul ienicer se aruncă plin de tristețe la picioarele stăpânului său, care îl îndrăgea mult, cerându-i cu împrumut minunatul său cal, care părea că zboară, într-atât era de iute. De ce vrei calul meu?" îl întrebă sultanul. Stăpâne, am văzut moartea în grădină și ea mi-a făcut semn. Cu calul tău voi putea fugi la Basara și mă voi ascunde în târgul de acolo. Astfel moartea nu mă va afla." Sultanul îi dete tânărului armăsarul său și acesta plecă în galop. După aceea, sultanul coborâ în grădină și văzu cum moartea stătea acolo și aștepta. De ce mi-ai amenințat ienicerul?" o întrebă el. Ba nu l-am amenințat nici de cum," răspunse moartea. Am ridicat doar brațul la uimire și m-am întrebat cum poate să fie încă aici, de vreme ce eu am întâlnire cu el peste nici 5 ceasuri în târgul din Basara. Pentru creștinii adevărați, moartea este doar o trecere la fericirea veșnică. Așadar, toți vom muri fizic, negreșit. Tocmai de aceea trebuie să fim tot timpul pregătiți sufletește, adică să fim în comuniune cu Dumnezeu. Iar în acest sens, trebuie să ne clădim o viață încununată de fapte bune. Iubire, lumină, bunătate, dărnicie, recunoștință, milă, credință, căință față de toate faptele rele și mărturisirea lor în fața duhovnicului, pentru dezlegare și îndreptare. Într-o pildă foarte veche, se spune că într-o zi, moartea se trezește dis de dimineață, pune șaua pe calul său de o frumusețe nemai văzută și pornește la o plimbare prin pădure. Adânc, mult adânc, unde desișul era de nepătruns, găsește o fetiță chircită la tulpina unui copac. Micuța, văzând-o pe calul frumos, se bucură și intră în vorbă cu ea. Și tu te-ai pierdut?" întrebă fetița. Moartea o privește și zâmbind îi răspunde. Nu, eu am ieșit să mă plimb. Dar tu nu mai știi drumul de întoarcere acasă?" Nu," îi răspunde micuța. Dar acum când tu ești cu mine, nu mă mai simt singură și nu îmi mai este frică." Moartea o întrebă surprinsă. Tu știi cine sunt eu?" Și fetița îi răspunde cu calm. Da, știu cine ești și nu îmi este frică." Știi cine sunt și totuși nu îți este frică de mine?" se minuna moartea. Dacă ai venit după mine, e bine." Dar înainte să mă iei cu tine, ți-aș cere o favoare." Da," se aude vocea hotărâtă a morții. Spune-mi care îți este dorința și eu ți-o îndeplinesc." Copila, în ai cărei ochișori apăruse tristețea, răspunde. Să o salvezi pe mama. Mama mea e foarte bolnavă și de aceea am intrat în pădure și am ajuns atât de departe. Căutam ierburi medicinale pentru ea, dar m-am pierdut. Și cel mai tare mă îngrijorează că dacă nu mă întorc cu plantele, fără mine mama mea va muri din cauza bolii și a tristeții. Știi, noi suntem singure. Tata a murit anul trecut și de atunci mama are grijă și de casă și de mine. Zâmbetul de pe fața morții s-a șters brusc,
și pentru prima dată a simțit milă și tristețe, fiindcă ea venise să ia copila. O tăcere mormântală s-a așternut peste întreaga pădure. Fără să mai scoată un cuvânt, moartea îi face semn să se prindă cu mânuțele de coama calului și astfel, vreme bună, au continuat să meargă una lângă cealaltă până au ajuns la drumul care ducea la casa fetiței. Acolo moartea s-a oprit. "Ce se întâmplă? De ce nu mergi mai departe?" întrebă curioasă fetița. Și moartea îi răspunde: "Nu, nu merg mai departe. Mă opresc aici." "Atunci unde mai duce dacă aș merge cu tine?" veni întrebarea fetiței, vădit surprinsă. Moartea a privit-o în ochișori și a răspuns: "Nu, tu nu vei merge cu mine și nici mama ta. Mergi acasă și ai grijă de ea. Când va fi timpul, voi apărea, dar până atunci o să mai treacă multă, multă vreme." Fetița îi îmbrățișează poalele hainei lungi, privind-o recunoscătoare, în timp ce frumosul ei armăsar nu se oprea din nechezat și îi zice: "Mulțumesc, te voi aștepta fericită, fiindcă acum știu că nu ești rea." "Micuțo, mergi în pace și nu uita să-ți amintești că ești fetița în fața căreia moartea s-a înclinat." Câți dintre oameni, când sunt sănătoși și toate le merg bine, sunt ca zmei în înaltul cerului. Dar când vreun eveniment al vieții îi pune în fața morții, li se descoperă lașitatea și teama. Pentru a vedea cum reacționează de fapt omul în fața morții, vă vom spune următoarea pildă. În peregrinările sale, un țăran căuta pe cineva demn să-i boteze copilul. La un moment dat, se întâlnește cu Dumnezeu, căruia îi împărtășește scopul căutărilor sale. "Vreau să-mi botez copilul, dar vreau ca nașul lui să fie un om drept. Tu ești drept?" Stingherit de întrebarea țăranului și știind că el este mai mult milostiv decât drept, Dumnezeu răspunde, nu fără o anumită ezitare: "Mă rog, cinstit vorbind, nu tocmai." "În cazul acesta, nu poți fi nașul copilului meu," a spus țăranul și și-a văzut de drum. Și iată că la un moment dat o întâlnește pe Maica Domnului. Întrebată și ea dacă e dreaptă, Maica Domnului a admis că nu poate pretinde nici ea așa ceva. În cele din urmă, țăranul se văzu față în față cu o doamnă îmbrăcată în negru și foarte serioasă. La întrebarea țăranului, aceasta răspunse: "Da, cred că sunt o persoană dreaptă." Părinții copilului s-au bucurat foarte mult și botezul a avut loc așa cum se cuvine, cu multe bucate și multă veselie. Când ultimul dintre musafiri pleca, onorabila nașă l-a invitat pe țăran în palatul ei și l-a condus într-o sală mare în care ardeau nenumărate luminițe. Țăranul se opri locului uimit. "Nașă, ce sunt toate aceste lumini?" Și nobila doamnă răspunse: "Sunt flăcările tuturor sufletelor omenești. Vezi flacăra aceea plăpândă, gata să se stingă? E flacăra ta. În opaiți nu mai e ulei aproape deloc. Și acum uită-te la flacăra cealaltă, care arde intens cu putere. Aceea este a fiului tău." Văzând și auzind acestea, țăranul fu cuprins de spaimă. "Nașă, ia te rog o picătură din uleiul aflat în opaițul fiului meu și pune-o în opaițul meu." "Nu," a răspuns nașa, "sunt o persoană dreaptă, precum ți-am spus. Eu sunt moartea." Din învățăturile părinților bisericești, aflăm că unul dintre cele mai mari daruri pe care un om îl poate avea este gândul la moarte.
când acesta este păstrat cu voia lui Dumnezeu, nu îl duce pe om la disperare, la deznădejde sau la teamă psihologică, ci dimpotrivă, îl inspiră, îl îndeamnă spre rugăciune, îi oferă creativitate chiar și în treburile pământești, întrucât el încearcă să își îndeplinească îndatoririle și să se pregătească îndeajuns. Când trăim fiecare zi ca și cum ar fi ultima, atunci până și moartea subită ne găsește pregătiți. Cuviosul Sofronie Saharov, ucenicul și biograful Sfântului Siluan Atonitul, transpune starea de dinaintea morții în rugăciune. Îndelungește-mi, Doamne, zilele în această lume, până ce voi fi adus ție adevărata pocăință. Nu mă răpi în ceasul întunecării mele, ci întru bunăvoirea ta îmi dă sfârșit bun. Cunoscută fă mie, mai înainte moartea mea, spre a se găti sufletul meu a te întâmpina. În ziua aceea cea mare pentru mine, în acel ceas înfricoșat mie, fii cu mine, Doamne, și-mi dăruiește bucuria mântuirii tale. Amin.